Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, mi-era tare dor de voi, am lipsit mai mult de pe YouTube față de cum lipsesc eu de obicei, pentru că a fost o săptămână destul de aglomerată și nu am avut nici starea necesară. Îmi place să filmez aceste clipuri când e liniște, când nu am atâtea lucruri de făcut și când nu mă gândesc la atâtea lucruri pe care le-am de făcut. Așa că astăzi am găsit ziua perfectă pentru a filma acest clip. Vedeți că am aici o punguță, haideți să vă spun despre ce este vorba în clipul de astăzi. Vreau să vorbim despre evenimentul de lansare Rule Fragrances din Delirium. Vreau să facem un unboxing la un parfum pe care l-am primit de la Rule Fragrances. Vreau să vorbim și despre alte parfumuri pe care le-am testat în Delirium. Am aici câteva blotere pe care încă simt parfumurile, însă am testat mai multe. În afară de parfumurile de la Rule Fragrances, am testat și alte case și alte parfumuri și cred că acesta este un parfum care se găsește doar în Delirium, însă toată lumea vorbește despre el. Stați că mi-a căzut blotărul pe jos. Dar da, am mai descoperit și alte case și mă bucur că am avut această ocazie. Haideți să începem cu evenimentul. A fost un eveniment de lansare, Rule Fragrances a venit în România, direct din Istanbul. Este o casă tânără, are 4 ani și parfumurile sunt inspirate din emoții. Iar aici am un trandafir care miroase a parfum. Parfumul pe care eu l-am în această punguță miroase a iubire. O să discutăm imediat și despre acesta. Da, evenimentul a fost unul foarte frumos, un eveniment relaxat. Am ascultat povestea parfumurilor, povestea casei de la cei de la Rule Fragrances. Am întâlnit și reîntâlnit oameni din online, oameni care pun clipuri aici pe YouTube și sunt foarte mișto în realitate, să știți. Am cunoscut și oameni noi și mă bucur că am avut această ocazie pentru că îmi place tare mult să mă reîntâlnesc cu ei. Decorul a fost unul minunat. Vreau să vă spun despre Rule Fragrances. Cea mai nouă lansare este parfumul pe care îl am și eu aici în punguță și decorul a fost inspirat din acest parfum. A fost un decor superb cu mulți trandafiri roșii, peste tot erau trandafiri și după cum vedeți așa au arătat blotărele în ghilimele pe care le-am primit să testăm acest parfum. Desigur am testat și celelalte parfumuri. Foarte frumos, foarte relaxat, mi-a plăcut foarte mult atmosfera și că tot vorbeam despre decor, mi-a plăcut foarte mult. O să pun cadre aici pe ecran să vedeți și voi, puțin am filmat acolo despre ce a fost vorba. Mi-a plăcut foarte mult frigiderul acela plin cu trandafiri și parfumuri, foarte faină ideea, mi-a plăcut mult de tot. Ei bine, haideți să trecem la parfum, să-i facem unboxing și apoi o să vorbim și despre celelalte parfumuri pe care le-am testat. Apropo de parfumuri pe care le-am testat, în afară de cel pe care l-am eu aici, care cumva a fost și preferatul meu din ce am testat acolo, nu pot să zic că mi-am conturat așa ideile sau că mi-am făcut niște păreri precise despre parfumuri, pentru că am testat foarte multe și nu aveam cum să le înțeleg eu prea bine, însă țin minte că Sense8 mi-a plăcut foarte mult, este cumva un parfum dus în zona asta gurmandă care îmi place mie, dar mi-a plăcut foarte mult și Enigmatic, tot de la Rule Fragrances, pe ele două le țin minte mai bine, pentru că mi-au atras atenția și Enigmatic mi s-a părut că este ceva mai suculent, mai fructat, cumva mai potrivit pentru perioada caldă. Iar acesta, Emeros, Emeras, cum vreți voi, Amoros, e greu cu pronunția, însă vedeți că scrie aici. Este parfumul cu numărul 11, sper că n-am zis greșit până acum, da, este parfumul cu numărul 11 de la Rule Fragrances, vedeți că scrie aici.
și cea mai nouă lansare Rule Fragrances. Mă bucur tare mult că l-am primit pe acesta pentru că a fost preferatul meu din ce am testat. Nu cred că am apucat să le testez chiar pe toate, pentru că am zis că măcar pe cele pe care le testez să le miros așa cum trebuie și v-am zis că mi-a plăcut Enigmatic și Sense8. Mi-au plăcut foarte mult, dar m-aș mai duce odată în Delirium să mai testez odată, pentru că nu pot să fiu, nu sunt sigură că le-am înțeles pe toate cum trebuie. Haideți să deschidem această cutie și să vorbim despre cea mai nouă lansare. După cum vă spuneam, este un brand tânăr care are cam 4 ani și vine din Istanbul. Ia, să deschidem noi această cutie. Da, sticlele sunt minimaliste. Așa. Avem aici, vedeți, este în categoria Spicy Woody această sticluță. Ne-au povestit despre sticluțe, că sunt lucrate manual, etichetele sunt puse manual și această piele de pe capac este la fel, cusută manual, așa arată sticluța. Știu că avem un capac cu magnet, foarte faină este, foarte frumoasă este, minimalistă, simplă, dar foarte drăguță și o să-l testăm tot aici. Ce pulverizator bun are! Vai cât este de puternic, este foarte potrivit pentru perioada rece și miroase a iubire. Exact, așa te duce cu gândul la roșu, la iubire. Este un parfum dulce, condimentat, floral, se simte și un trandafir. Și haideți să vorbim despre note. Avem așa, sunt notele puse pe site, nu le-am găsit în altă parte. Bergamotă, ghimbir, scorțișoară, castravete, nucșoară, piper roz, în mijloc avem violetă, iasomie, trandafir și ylang ylang, iar în bază avem santal, lemn de guaiac, nargamota, vanilie, mosc și ambră. Și după cum vedeți, scrie și pe sticluță, plin de iubire și pasiune, cu tendința de a trăi viața la maxim. Cam asta vrea să spună, este un parfum senzual, elegant, cald, sofisticat, aș spune, miroase tare bine și vreau să mai miros acest trandafir. Da, se simte condimentat, cald condimentat. La un moment dat se simte foarte bine un trandafir îndulcit, miros. Este foarte interesant, cu siguranță nu am mai testat ceva de genul, mi se pare un parfum perfect pentru perioada rece și, nu știu, are o eleganță aparte, foarte bine miroase, foarte, foarte bine. V-am zis, din ce am testat, acesta este favoritul meu și mă bucur foarte mult că l-am primit chiar pe acesta. Foarte frumoasă sticla, îmi place și haideți să povestim și despre alte parfumuri pe care le-am testat în Delirium. Delirium găsiți în Băneasa Mall și acolo puteți testa niște parfumuri pe care nu le găsiți în altă parte. De exemplu, Commodity Milk. Toată lumea vorbește despre acest parfum. Este foarte popular și foarte iubit din ce am văzut. Dacă aș putea să scot acest blotter, după cum vedeți, l-am avut și ambalat să nu se ducă mirosul. Ce am înțeles eu din Commodity, în primul rând că din Milk, pe blotter nu se simte deloc cum se simțea pe piele. Eu l-am dat în magazin pe piele și l-am simțit toată ziua pe mână.
dar pe mână am simțit un parfum cald, un parfum care nu un parfum cald la modul cald condimentat. Pur și simplu simțeam o căldură aparte care radia de pe mâna mea și îl simțeam în nas. Un fel de crème brûlée cu lapte cald, deci un parfum foarte interesant și prima dată când l-am testat am zis, oh, ce e asta, nu cred că... Dar l-am testat pe blotter. Pe mână a fost altă poveste și dacă cumva ajungeți în zonă și testați Commodity Milk, testați-l pe pielea voastră, nu pe blotter, pentru că miroase total diferit și acum îl simt diferit pe blotter. Foarte intens, foarte puternic. L-am simțit toată ziua, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dar pe piele. Pe piele și dați-i o șansă dacă îl testați pe mână. Prima dată când îl mirosiți, nu știu dacă o să vă placă atât de mult, dar se dezvoltă într-un mod. Deci, este foarte, foarte frumos. Da, deci Commodity Milk mi-a plăcut foarte mult. Mai apoi, ce mai am eu, ce mi-a mai rămas din blotere, pentru că pe multe le-am aruncat, am testat niște parfumuri de la Jeroboam. Cred că așa se pronunță, o să vă scriu pe ecran cum se scrie. Insulo, mi-a plăcut foarte mult acest parfum și am dat cu două parfumuri de la Jeroboam. Ambele mi-au plăcut foarte mult, dar ca și intensitate, Insulo este mult mai intens și drept urmare că a rămas pe blotter, pe când celălalt, și celălalt mi-a plăcut, dar nu mai știu cum se numea, nu mai este pe blotter. Oricum, niște parfumuri foarte, foarte faine. Ok, în afară de Rule Fragrances, Jeroboam, Commodity, am testat și alte parfumuri, mi-am făcut așa niște idei, însă eram foarte curioasă să descoper parfumurile de la Francesca Bianchi. Și după cum știam, mă așteptam ca aceste parfumuri să fie mai grele și nu neapărat atât de potrivite pentru mine. Mi-a plăcut Sticky Fingers, mi se pare că este un parfum cu miere, dar l-aș mai testa o dată, adică nu m-a convins că mi se potrivește atât de bine mie. L-aș mai testa și l-aș mai analiza. Sunt interesante, nu zic, dar nu sunt niște parfumuri de cumpărat blind. Sunt niște parfumuri pe care trebuie să le mai analizezi înainte să cumperi ceva și nu mi se pare că sunt potrivite pentru toată lumea. Eu în timpul ăsta miros Jeroboam, Insulo. Mi-a plăcut atât de mult acest parfum. Da, am mai testat și altele, am mai mirosit și parfumurile de la Ubaya, mai multe parfumuri care se găsesc și în aeroporturi, deci de la Ubaya mi-a mai plăcut Naked Moon, noi am mai vorbit despre ele. Am dat așa un nas și la cele cu sticla albă, dar nu pot să zic că mai înțeles mare lucru, nu. Dar am rămas în cap cu Commodity Milk, am ținut foarte bine minte Sense8 de la Rule Fragrances și Enigmatic și am mai testat și altele, dar prea mult, prea mult a fost pentru mine. Nu ai cum să miroși atâtea parfumuri deodată. Așa că m-am axat pe ce voiam să testez neapărat și pe parfumurile de la Rule Fragrances, pentru că de aceea ne-am dus acolo. Dacă ajungeți în Băneasa Mall, treceți și testați aceste parfumuri și nu numai, aveți ce să testați cu siguranță și mai ales testați-l pe acesta pentru că este foarte potrivit în această perioadă și miroase tare bine, este un cald condimentat, foarte seducător, foarte... Este și dulce, apropo, că știu că vă plac și vouă parfumurile dulci și, și Sense8 este un parfum dulce, dar oricum nu sunt parfumuri pe care le-ai mai întâlnit, sunt destul de
diferite, dar în același timp sunt parfumuri ușor de purtat. Nu mi se pare că sunt ciudate sau cum sunt cele de la Francesca Bianchi, pe care le-aș analiza un pic înainte să le cumpăr. Mi se par mai purtabile și plăcute. V-am zis că am găsit și pe stilul meu câteva. Îmi pare rău că n-am putut să le miros pe toate, dar atât s-a putut. Ei bine, cam asta am vrut să vă spun în clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip. Aștept cu mare drag părerile voastre. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți despre această nouă lansare, despre această casă nouă în România. Și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Vă aștept și pe Instagram. Am vorbit și acolo despre Rule Fragrances și am pus câteva poze. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!